Domnilor, domnișoarilor și domnilor, bun găsit pe FRF TV. În această dimineață avem meci din Liga Secundă. Începe etapa a 8-a și suntem la turnul Măgurele, la partida dintre CSM Alexandria și Ceahlăul Piatra Neamț. Stânga pentru Nicola. Bună presiune acolo, jucătorul cu numărul 16 din echipa Ceahlăului. Este vorba despre De Souza. Și iată deschidere de scor pe o greșeală. Ce înseamnă pressing-ul, minutul 9, așadar deschidere de scor aici la turnul Măgurele. Imediat vom revedea acțiune. Iată ce face, ce face portarul gazelor. Nu uităm că tot dintr-un pressing a ieșit faza golului de 1-0. Berjul cearcă, o vinge în adâncime acolo în flancul stâng pentru Iacapfi. Recuperează nemțenii din nou, Lacu are om în stânga, pasă foarte bună, pătrundere și este 2-0, minutul 22. Foarte bună această pasă a lui Lulacu, pătrunderea lui Moraru și Moraru face 2-0. Coasi între linii, circulații din nou, bună balonul Necuțescu, Necuțescu pentru Lacu, Lacu își face mingea pentru șut cu piciorul stâng, exact pe centrul porții, Cristică prinde minge recuperată de Alexandria, șut puternic al lui, în funcție, nu a avut curaj, nu știu, Sancu execută lovitura liberă, sunt de monitorul 78 aici la turnul Măgurele, centrează pe corpul lui, a fost deloc rea și este reușită, care relansează această partidă, minutul 78. Atitudinea, iată, celor de la Ceahlăul nu este una care se aducă liniște în tabăra nemțenilor. E adevărat că Ceahlăul a pierdut și pe Necutescu. O, iese inoportun acolo și este gol! Incredibil! Minutul 80, iată, în 2 minute, Alexandria reușește să egaleze. Este 2-2, un gol marcat, dacă am văzut bine, de Simon. Mâine Shelly Băzlobozia, apoi mine Turnar Corvinu Hunedoara, s-a jucat meciul de CSA, Steaua București, FC Argeș 3-1. Cercarea lui Stancu, periculoasă, prinde Crelă.